Membrii Partidului Mișcarea Populară au luat la pas în decursul zilei de azi satele arondate comunelor de Vesel și Burila Mare. Candidații PMP la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie vin cu idei concrete pentru a îmbunătăți nivelul de trai al tuturor mehedințenilor. Se pare că nici sistemul de învățământ nu va fi lăsat de izbeliște, întrucât combaterea abandonului școlar este una dintre prioritățile candidaților PMP. Locuitorii comunelor de Vesel și Burila Mare au primit astăzi cu entuziasm echipa PMP Mehedinți. Candidați serioși și puternici, candidații PMP la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie vor face tot ce le stă în putință pentru ca nivelul de trai al tuturor mehedințenilor să se îmbunătățească considerabil. Pe lângă investițiile în infrastructura rutieră, sănătate și valorificarea industriei agricole pentru creșterea economică și socială a județului nostru, candidații PMP au ca obiectiv principal și combaterea abandonului școlar. Astăzi ne-am aflat alături de locuitorii din comuna Burila Mare și comuna de Vesel, unde am discutat de această dată despre planurile noastre privind educația. Ne dorim ca și în mediul rural internetul în școli să fie gratuit, iar transportul elevilor să fie decontat totodată, fiind și el gratuit, pentru a preveni abandonul școlar, care trebuie să fie o prioritate pentru România. Internetul gratuit în unitățile de învățământ pentru a facilita o dezvoltare optimă a activităților școlare, dar și transportul decontat în rândul elevilor sunt doar unele din măsurile pe care candidatul PMP Florin Gagea le propune. Tinerii susțin cu încredere candidații PMP pe data de 6 decembrie, întrucât doresc schimbarea în bine pentru o Românie cu adevărat educată. Mergi la vot pe 6 decembrie? Da, am să merg la vot pe 6 decembrie. Pe cine votez? Pe cine susții? PMP. O să merg la vot pe 6 decembrie. Pe cine susții? O să votez PMP-ul. Unii noi în lumea politică, alții cu experiență în spate, candidații PMP mehedinți la alegerile parlamentare sunt oameni dornici să se implice activ în îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Au reușit să transforme PMP mehedinți în a treia forță politică în județul nostru.